Sighetenii sunt așteptați din nou pe stadion sâmbătă de la ora 17 la prima partidă în fața propriilor suporteri pentru CSM Sighet în play-off-ul Ligii a 3-a la fotbal. Adversara sighetenilor din această etapă este Crișul Sânt Andrei, echipă revelație acestui sezon, echipă neînvinsă în campionat din luna octombrie. Sighetenii vin și ei cu un moral ridicat în etapa trecută, aceștia obținând un rezultat de egalitate în deplasare la SCM Zalău, liderul detașat al seriei. Cu victorii obținută, CSM s-ar apropia și mai mult de locul 2 în clasament, loc care i-ar duce la meciuri de baraj pentru promovare în Liga a 2-a.